Bine v-am regăsit, dragi iubitori ai sportului de la Campionatul Național de Anul Wrestling, care se desfășoară în premieră în Republica Moldova. Între timp s-a terminat concursul la mâna stângă și a început cel de mână dreaptă. Am lângă mine un campion la juniori, cel de la 75 de kilograme plus, se numește Mihail Cumpănă. Mihail, cum au fost luptele de astăzi? Ești fericit că ai reușit să câștigi? Luptele au fost foarte grele, deoarece am avut adversari puteri foarte mari, dar mi-am dat silința și am ajuns în finală și am câștigat. De cât timp practici acest sport? De 2 ani. Am înțeles. Care a fost cel mai dificil adversar pe care l-ai întâlnit astăzi? Finalistul care am ajuns când sunt în finală. Când te-ai înscris în acest concurs, te-ai gândit că ai să vii și ai să obții victoria? Da. Am fost în sine, am crezut în mine și gândul ca să ajung în finală și am să iau locul întâi. Vei participa în concurs și la mâna dreaptă. Ți-ai stabilit același obiectiv de a câștiga? Da. Dragi prieteni, eu îi mulțumesc lui Mihail și îi doresc mult succes în continuare. Rămâneți în continuare aproape de Moldova Sport. Urmează și luptele la mâna dreaptă.